La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a avut loc sâmbătă, 23 decembrie 2017, o serbare dedicată sărbătorii nașterii Domnului. Manifestarea a fost organizată la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale. Peste 1000 de copii din comunele Mogoșești și Mironeasa, județul Iași, au venit să-l colinde pe părintele stareț și să-l aștepte pe Moș Crăciun. S-a născut cel fără de început. Tinerii din parohia Cucuteni, comuna Lețcani, coordonați de părintele paroh Andrei Mocanu și cei din parohia Băcu, dirijați de preotul paroh Marius Nica, au susținut un repertoriu de colinde. Toți cei prezenți au intonat apoi împreună frumoasele colinde românești și au dialogat cu Moș Crăciun. Domn, să înălțăm, domn, domn, să înălțăm. Au plecat la vânătoare, domn, domn, să înălțăm. Să vâneze căprioare, domn, domn, să înălțăm. În Betleem ni s-arată. Unii pentru alții, să nu uitați de nașii care v-au botezat, nașii spirituali, să mă rugați și pentru dâșii, și unii pentru alții, mă refer frăziori și surori. Este o mare binecuvântare, mare binecuvântare în acest deal binecuvântat, această frumoasă mănăstire, unde Maica Domnului și are și sărașul și lăcașul, unde Maica Domnului este stăpâna locului și va aduce vouă tuturor atâta binecuvântare și atâta bucurie duhovnicească. Ar fi păcat copiii să nu fiți prezenți duminică de duminică la biserică, la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie și să ascultați cum vă povățește părinții slujitori ai Sfântului Altar care vă dorește binele. Și când veți trăi, oriunde veți fi, să nu uitați să-i mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți creștini ortodoxi din mila lui Dumnezeu și purtați un nume sfânt binecuvântat de Dumnezeu care este protectorul frăților voastre, să vă rugați în rugăciunea frăților voastre la Sfântul care purtați numele care mijlocește în fața lui Dumnezeu. Dacă nu veți avea credință nimic, nu veți avea în viață. Nimic fără biserică, nimic fără Dumnezeu, fără supunere și ascultare, dacă voi să ajungeți cu adevărat oamenii importanți. Cu siguranță, unii dintre voi vor ajunge preoți ai Sfinților Altare. Și Dumnezeu știe pe fiecare dintre voi ce veți ajunge, dar dacă veți fi cuminți cu frica lui Dumnezeu, veți avea mare binecuvântare la Dumnezeu. La orice pas veți fi sub scutul acoperământul Maicii Domnului. Mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că reușim și ne zbatem cu toată dragostea din sufletul meu pe Părinte Stareț acestei Sfinte Mănăstiri. Încerc am de an să vă duc bucuria în sufletul frăților voastre, care eu nu prea am avut de mic copil, și m-aș bucura
să vă văd că sunteți iubitori față de Dumnezeu, de credința mamă ortodoxă, supuși și ascultători, iar și părinților de părinți și învățători și profesori și preoții frăților voastre care vă formează spiritual și vă duce pe calea mântuirii. Îi mulțumesc Dumnezeu și tuturor fiilor mei duhovnicești care mă susțin an pe an în a vă duce această mare bucurie să vă dăvim puținul nostru, să simțiți cu adevărat Spiritul și Crăciunul nașterea Domnului Frumușorului Iisus Hristos. Sper că vă veți ruga în viață și pentru mine și pentru această obște destoinică care vă așteptăm cu multă bucurie. Rând pe rând, atât cei mici cât și cei mari s-au îndreptat spre cerdacul mănăstirii pentru a primi darurile mult așteptate. Serbarea de la mănăstirea Hadâmbu se ține de aproape 3 decenii pentru a veni în întâmpinarea copiilor nevoiași. Prin efortul obștii monahale, al fiilor duhovnicești ai părintelui Nicodim și al pelerinilor, cadourile pregătite sunt de cele mai multe ori singurele daruri pe care copiii din comunele Mironeasa și Mogoșești le primesc de Crăciun.